încă de la citirea scenariului am observat arhaismul dialogului. Asta m-a dus cu gândul la ceva vechi, ceva de demult. Însă și acțiunea, însă și lumea asta lui Panaiti Strati m-a dus cu gândul la atmosfera viitoare a filmului, pe care am încercat cu posibilitățile mele, cu mijloacele de expresie ale imaginii, să o adaptez acestei lumi. Parcă vedeam, citind scenariu, o fotografie veche cu bunici, patinată de trecerea timpului, și de aia am apelat și la această desaturare de culori, care am dus-o chiar spre sepia. Sper că slujește acestei povești de pe ecran.